Se poate. Domnul Rincu, când o primărie și un administrator al orașului cheltuie o șesime din impozitele și taxele populației pe poliția locală, eu cred că am o părere foarte bună și nu numai vis-a-vis de oamenii și marea majoritatea oamenilor de acolo, dar și despre necesitatea acestei instituții. Noi nu investim și nu cred că și dumneavoastră în discuția care am avut-o cu astăzi ați remarcat lucrul acesta. Polițiile locale din toate municipiile sau din toate, eu știu, orașele din țară sunt mai bine dotate și se investesc mai mulți bani decât se investesc în, eu știu, partea de la Poliția Națională. Pentru că avem posibilitatea aceasta, pentru că ne dorim ca cetățeanul să aibă siguranță, ca cetățeanul să aibă, să trăiască în cadru sigur, iar noi, municipalitatea, să ne adresăm cu servicii de calitate. Poate că după 2 ani jumate am obosit și eu să le tot spun la întâlnirile lor și văd că faptul că am spus-o în public cu instituții similare de-a lor, dar la nivel național, de față prezente, parcă văd că i-a durut. Poate că și ei vor înțelege că și răbdarea mea a avut o limită, că și răbdarea mea a ajuns la sfârșit și că toții trebuie, atunci unde sunt probleme, să le îndreptăm. Avem probleme în interiorul nostru și îl aștept și pe dumneavoastră, dacă vreți să vă arăt, și pe studențe vor doar așa să le vizualizeze toate hârtiile care le-am primit eu din cadrul lucrătorilor de la poliția locală. Păi, întâi asta trebuia să arătați. Deci nu e normal. Problema este la dumnealor în interior. No, percepția lor a fost... Municipiul are nevoie de poliția locală. Municipalitatea are nevoie de poliția locală. Să știți că ne ajută enorm de mult această instituție, dar ei trebuie să-și facă treaba fiecare. Și primul și ultimul din cei 99 cât mai sunt acum. Ei au fost 121, dar în acest moment au trebuit să fie 99 și o să ajungă la 66 pentru că legislația obligă și să nu mai ne auzim vorbe că iar mai dăm afară și că v-am răzbunat pe ei. Legislația obligă ca să existe un polițist local la 1000 de locuitori. Limita pe care nouă ne-a transmis-o MDRA a fost de 66 de polițiști locali. Domnule primar, mulțumesc pentru intervenție și pentru că vă uitați la audiența. O seară bună. Aș vrea să urmărim imaginile de la bilanț. Avem înainte de asta, trebuie să luăm o pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, după publicitate ne întoarcem cu imaginile de la bilanț și atunci hotărât singur are prilejul și liderul Prolex să vadă clar ce s-a spus acolo și apoi am să-i cer un punct de vedere. Ne-am întors în direct, doamnelor și domnilor, cu liderul Prolex, domnul Vasile Lincu, și liderul grupei sindicale Prolex Poliția Locală Giurgiu, domnul Adrian Mocanu. Am avut intervenția primarului puțin mai devreme. Aș vrea să vă, înainte de materialul de la bilanț, să vă adresez o întrebare. A afirmat primarul municipiului că în temeiul legii a acordat norma de hrană de 300 de lei, că a respectat legea. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Opinia mea este că a interpretat eronat legea, în sensul că a citit cei care au luat această hotărâre, hotărârea este a Consiliului Local, a citit doar o parte a articolului, unde spunea că se poate în limita bugetului. Tot articolul însemna că făcea trimitere la ordonanța care reglementa aceste drepturi pentru cei din armată, poliție, SRI, mă rog, toate structurile de apărare și ordine și siguranță națională. Ori acolo spune foarte clar, este o anexă cu normele de hrană și acolo sunt norme valorice. Normele valorice în calorii se transformă în bani.
suma de 300 de lei nu se regăsește la nicio prevedere legală. Ori articolul trebuie citit și interpretat și aplicat în totalitatea sa. Din punctul meu de vedere, chiar dacă nu o fi pe placul unora, înseamnă așa. Ori ai să-i dai bani și le dai exact cât spune legea. Care unora? Pe placul unora? Poate chiar și din poliția locală. Pentru că avem colegi care zic că mai bine puțin ăsta care l-a dat decât deloc. Eu am făcut o propunere de modificare a acestei prevederi, în sensul că nu trebuie să lase la aprecierea subiectivă a factorului politic dacă se acordă sau nu alimentația de protecție. Ea trebuie acordată, ea este prevăzută. Asta este o problemă generală, ceea ce spuneți. Da, da, dar aici 300 de lei nu are nicio justificare, nicio argumentație juridică. Și eu vreau să vă întreb ceva vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră acum. Ați spus că limita de buget face trimitere la bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Da? Nu am spus asta. Am spus că articolul de lege face trimitere la ordonanța de guvern care se aplică și acelor structuri. Și acelor structuri. Da. Dar specificând acele structuri nu exclude chestia asta poliția locală? Nu, tocmai. Am înțeles. În lege spune că li se aplică aceleași, în legea poliției locale spune că se aplică ordonanța de guvern 26 care reglementează aceste drepturi. Am avut discuția pe... Și l-ați convins? Nu mi-a dat niciun răspuns pentru că practic nu avea un argument. Nici nu știu ce răspuns putea să-mi dea să contrazic ce am spus eu. Fără un răspuns de acolo. Singura explicația dumnealui este că a făcut tot ce a depins de dumnealui pentru a da o sumă de bani care își permite bugetul și în momentul ăsta bugetul își permite 300 de lei. Ăsta e, argumentul este de fapt constrângerea bugetară. Ori legea nu face trimitere la asta, spune dai sau nu dai, adică ori aplici legea, cum spunea, am avut discuția asta ieri cu președintele Asociației Comunelor din România și chiar a vorbit de față cu mine, cu cineva de la Ministerul Dezvoltării și cum interpreta cu pot. A dat un exemplu foarte sugestiv. Spunea că o femeie poate să nască un copil. Poate să nască. Dar atunci când l-a născut, copilul respectiv are toate drepturile care sunt prevăzute de lege. Toate drepturile. Așa și aici. Cei din Administrația Publică Locală pot înființa poliție locală. Dar atunci când au înființat-o, îi acordă toate drepturile de natură logistică, da, salarială și toate. Vă propun să vizionăm imaginile de la bilanț pe care nu le-ați vizionat și foarte rău. Nu știu, n-ați știut că sunt publice, că sunt postate, dacă avem materialul. Cum erau percepuți acei milițeni care s-au transformat peste noapte în polițiști, la fel sunteți și dumneavoastră percepuți pentru faptul că aveți o evoluție în timp care nu v-a fost favorabilă. Sună frumos, poliție locală, dar credeți-mă că, prin exact ce spunea și domnul comandant, prin ținuta dumneavoastră, prin modul cum vă percep cetățenii orașului, sunteți departe de ce ne-am dorit noi și departe de ce își doresc și cetățenii. Mi-am făcut câteva notițe tocmai ca să nu uit să am o cursivitate. Am văzut foarte mulți polițiști locali toloniți în parc, cu o ținută nu tocmai decentă, cu un mod de a se prezenta în fața cetățenilor nu foarte decent. Sunt foarte mulți dintre dumneavoastră care efectiv nu au făcut trecerea de la un simplu agent de pază la polițist local. Nu prin haină, nu prin însemne faceți trecerea acesta, ci prin pregătirea dumneavoastră, pregătire profesională, pregătire fizică, mod de a acționa în acel moment. Revin la cerințele pe care eu am pretenția la dumneavoastră. Vocabularul dumneavoastră. Sunt ferm convins că nici pregătirea nu aveți, dar ține de modul cum vă adresați cetățeanului.
Nu trebuie să verifice primarul sunând la telefonul poliției locale la dispecerat și să aud un da. Simplu. Da. Da, îmi zice și unul după stradă. Și bună ziua, sunt cu tare agent de pază la, sau agent de serviciu la poliția locală, vă rugăm să-mi spuneți care este problema dumneavoastră. Contează cum îi rezolvi o problemă chiar dacă nu ai soluția în acel moment. Da, vă rog frumos, vă vom comunica, lăsați-mi un telefon și vă anunțăm imediat ce decizie am luat, cum am făcut. Nu se poate. Nu e de competență. Sunați la 1-1. 2. Nu e mod. Pentru că s-a inventat acest mijloc rapid de comunicare. Și tot ceea ce nu rezolvați dumneavoastră se descarcă în spatele meu. Se descarcă pe agenda mea de mail, se descarcă pe Facebook-ul meu și primesc plângerea. Că omul zice, îl sun pe primar în momentul ăsta. Pregătirea dumneavoastră din punct de vedere al cunoașterii legislației. Am încercat și mulțumesc celor de față pentru faptul că v-au acceptat în aceste grupuri de lucru comun, în aceste echipe comune. Și am acceptat și chiar am încurajat acest lucru și chiar am rugat să vă ia cu dumnealor, tocmai de a învăța practic din experiența dumnealor. Meseria se fură. Uitați-vă cum acționează dumnealor, cum merg și cei de la siguranță rutieră. Uitați-vă cum se adresează. Sunt cu tare, vă rugăm să-mi prezentați, vă rugăm să-mi adresați, vă rugăm să luați loc la mașină, nu avem ce discuta. De multe ori văd niște stări de fapt negative în oraș. Și îl sun pe domnul director. Și domnul director sună repede intervenția și trimite pe teren și aia ca vulturi. Că a zis primarul. Mă, oameni buni, nu că a zis primarul, că așa e legea, că așa trebuie respectată și nu că v-a trimis primarul doar pe stradă aia să-i luați pe toți și pe stradă aia la alta nu vă mai interesează. Pentru că asta este sarcina și atribuția dumneavoastră. Și asta trebuie să faceți. Nu trebuie să văd eu că să lipesc afișe pe tot orașul, pe peste tot, și să-l spun domnului director, domnule, vezi că au lipit ăsta, un afiș aici, un afiș aici, și dă-o, Doamne, de treabă, noi încercăm să-i curățăm și dumneavoastră. Este în atribuția dumneavoastră. Asta trebuie să faceți. Acum o să plecați de aici și vă uitați pe toți stâlpii, să vedeți unde sunt și aici. Am văzut foarte multe amenzi. Și care este rezultatul? Credeți că s-a schimbat percepția oamenilor vis-a-vis de activitatea dumneavoastră? Eu vă spun că nu. O să fac cât de curând un sondaj de opinie vis-a-vis de problema orașului și o să trec și problemele dumneavoastră. Și atunci o să vedeți unde vă situați. Uitați-vă că în poliție, în armată, în jandarmi, oamenii au încredere. Când o să punem poliția locală, o să vedeți cum vă aflați vis-a-vis de dumnealor. Vreau să dispară. Și o mai spun o dată și am spus-o de 2 ani jumate de cât sunt primar, acțiunile cu dedicație. E un oraș prea mic ca să nu ții pe unul. Sau altul că, domne, a trimis pe capul meu și a venit numai la mine. Sunt probleme foarte mari cu atmosfera din cadrul poliției locale. În atmosfera din interior. Probleme care mocnesc și vă spun și de unde vin. Prin faptul că fiecare dintre dumneavoastră a fost angajat de cineva și fiecare are un jupân și are un șef. Și mi-am dat seama de lucrul acesta și nu te interesează de ce se întâmplă în interior. Că tu ai un șef. Tu ai pe unul care te-a trimis acolo și nu dai tu socoteală nici la unul, nici la altul și nici la ceilalți. Și mi-am dat seama de lucrul acesta când a fost această restructurare de personal. Când zbârnea telefonul meu și la tot personalul din cadrul primăriei, că îl dați afară pe X, pe Y, că l-am avut și eu acolo, că l-am avut și eu pe ăla, fraților, nu a avut nimeni pe nimeni. A, că la vremea respectivă, poate că ai discutat și ai zis, aveți un loc liber, am și eu pe cineva dacă vreți și întrunește condițiile, ok. Dar a dispărut, gândiți-vă, nu vă mai gândiți nimeni dintre dumneavoastră că mai aveți pe altul care o să dea telefon. Că sunteți intangibili și că nimic nu se întâmplă. Am permis, și nu că am permis, era dreptul dumneavoastră și chiar am încurajat să aveți un sindicat. Numai că nu le puneți în spate mai mult decât pot duce. Nu îi împingeți în față și să meargă și să încalce legea sau să ceară lucruri care nu au fundament legal.
Și acum m-am adresat dumneavoastră și v-am spus cam tot ce am pe suflet. Să știți că nici la nivel de conducere a poliției locale, pentru că nu poți să spui că conducerea e foarte bună când personalul nu e foarte bun sau personalul are probleme. E clar, de undeva este de jos până sus sau de sus până jos. Și sunt probleme pentru că nu a existat acele discuții în interiorul dumneavoastră. Totdeauna au răbufnit, au fost găști, echipe, persoane și care fiecare a creat o altă stare în poliția locală. Succes în continuare și sper ca tot ceea ce am spus să prindă un pic în, eu știu, comportamentul și modul de exprimare și de ieșire în fața dumneavoastră, față de cetățean. Domnule primar, vă mulțumesc pentru cuvintele pe care ni le-ați adus. Așa este ceea ce dumneavoastră ne-ați arătat astăzi în față. În discursul dumneavoastră este munca agenților poliției locale. Cine nu vrea să intre în acțiunea noastră, să se încadreze într-un colectiv de ordine și disciplină, ne va părăsi. Voi face propuneri către dumneavoastră și v-aș ruga să mi le aprobați. Așa este. Fiecare din polițiștii locali are pe cineva în spate. Dacă îi spui ceva, dacă te iei de el, fuge imediat telefonul, băi, te-ai luat omul meu. Ba mai face și alte reclamații și alte sesizări. Și v-aș ruga, domnule primar, în plen, în fața tuturor, dacă mai vine la dumneavoastră cineva, chemați-mă de față cu dânsii. Puneți-mă în fața situației respective să vedem cine are dreptate, directorul instituției sau agentul local. Și atunci dumneavoastră luați măsuri cu mine sau cu agentul local. Da, am văzut materialul de la bilanț, Constant și Bran. Ce părere aveți? Cum comentați? Cui se adresa primarul? Foarte mulți dintre dumneavoastră. Foarte mulți însemnând majoritatea. Dintre cei care... Care vă privesc, da, de la poliția locală. Este un bilanț atipic. Eu am participat la multe acțiuni de bilanț. Cum comentați cele spuse? Un bilanț atipic știm cu toții că este, pentru că din punctul meu de vedere și al membrilor sindicatului i-a certat da capul al fine. Adică n-ați făcut, sunteți... Eu dacă nu... Sau dumneavoastră, Vasile Lincu, nu știți, nu aveți nicio legătură cu acești lucrători. Dacă ați asculta poziția primarului și ar trebui să hotărâți, să luați o decizie după poziția primarului, ce ați face cu acești oameni? I-ați desființa? Ați desființa structura? Nu, păi, dar ce decizia se ia după ce spune, după percepția unuia? Oamenii trebuie să evaluați și mai mult de atât. Asta am întrebat, când aia am fost să vorbesc cu dumnealui. Și mă bucur că și-a nuanțat poziția, aprecierea, în sensul că una este față de instituția de poliție locală și rezultatele poliției locale și alta cu privire la derapajele de la prevedere legale, de la comportamentul civilizat. Asta a confirmat acum în emisiune. Însă, exact cum am spus și la început emisiunii, aceste lucruri, dacă erau spuse, trebuia să fie doar în cadrul colectivității și nu cu televiziunea, pentru că le-a afectat imaginea, le-a afectat autoritatea polițiștilor locali și acest lucru greu se poate repara. Pe mine m-a surprins foarte tare poziția directorului, care confirmă, nu mă așteptam. Repet, în discuția care am avut azi cu primarul, mi-a dat exemple concrete. Exemple concrete nu însemnând că sunt o regulă confirmă pentru tot ce înseamnă. Confirmă cele spuse de primar sau își confirmă neputința? Pentru că eu locuiesc în Giurgiu și da, am văzut și câteva situații care, sincer, m-au enervat.
în centrul acțiunii fiind un polițist local, dar în general acești oameni, din punctul meu de vedere, își fac treaba. Da, ce spuneam la un moment dat, dacă treaba merge bine, aproape că nu ne dăm seama de unde ne vine acest bine, cine veghează la acest bine al nostru. Dacă se întâmplă un caz izolat, îl remarcăm imediat și avem tendința să punem eticheta respectivă pe întregul colectiv, deși nu este corect. Având în vedere că au fost exemple punctuale, a fi trebuit, în opinia mea, dacă tot dădea ca un exemplu, trebuie să spunem concret. Uite, persoana cu tare a făcut așa. Și nu înseamnă că toți polițiștii sau foarte mulți polițiști s-au venit să-și asume. Eu așa văd lucrurile. Directorul poliției locale în cadrul bilanțului cu nume, prenume, subiect, predicat, cine ce a făcut. De asemenea, da, scos cum e asta că în față, domnul cu asumare și... Domnul primar, vin și vă prezint să fie deci dați afară. Deci pe niște vorbe s-a nu se creat poate. Noi vorbim... o situație care, adică oamenii ăștia n-au mai putut, s-au simțit extrem de deranjați și răniți până la urmă, că vorbeau de niște trotuare, sunt o mână de oameni care acoperă o suprafață, da? Acoperă o suprafață și o permanență, adică permanență. Pe mine m-a surprins întregul scurs din bilanț și la director și la domnul primar, mai ales că trebuia să fie și ceva anterior care să conducă la ceea ce s-a întâmplat. Cum au venit așa, după să zic, poziția inspectorilor șef de la cele două structuri? Cum au venit aceste... Dar bine, l-ați auzit pe domnul primar că nu dânsii sunt în măsură să evalueze. Mai avem un telefon, domnilor, și vreau să vedem cine este la capătul firului. Bună seara! Bună seara, domnul. Mă numesc Băciuiu. Cu poliția comunitară. Într-adevăr, domnul primar, oricum nu merge la suflet, dar mi-a plăcut ce a spus de poliția comunitară. A trecut la spital. N-am trecut pe rețetă de pieton și am trecut puțin mai încolo, de niște pasire pentru maică-mea. Mi-a dat amendă pe loc imediat mi-a dat. Și i-am prins la piața mare. În spatele lor era ăia care vinde țigări. Și am zis la un polițai comunitar, domnule, uitați-l în spatea dumneavoastră, mergi, mișcă, nu știe să vorbească, vrea să ia bani pe ce? Că nu știe să vorbească. Doamne, nu știe. În astfel de situații... Când ne oprește pe stradă și cu mașina, când mergem, ne dă avertisment și e imediat amendă. Știe amendă și nu știe să vorbească. Nu știe să vorbească, de adevăr. Domnul primar a spus foarte bine, nu mi-e la suflet, dar mi-a plăcut ce a spus, că nu știe să vorbească. Cine nu știe să vorbească? Oamenii. Cine nu știe să vorbească? Poliția comunitară. Într-adevăr că așa este. Local. La fel, la paznici. A fost paznici ei, dacă nu știe să vorbească. Bine, doamne. Cum e un paznic? M-a fost un paznic, așa este. Șeful lor, care e mare, care vorbi, că nu știu cum îl cheamă, un om de milioane. A avut, vrea grade. Ce grade? Vrea ca armata, să aibă ca armata bani, cum a zis, pentru... Doamnă, scurt, aveți o întrebare pentru invitații mei, pentru că... Nu, maestru... să vorbească mai frumos cu focuroacea, să vorbească mai frumos, să știe să vorbească, cum a zis domnul primar, nu știe să vorbească, nu știe, vorbește urât. Dacă nu luăm rând, i-a pus la piață, de ce i-a pus la piață? Stă în spatele lor, vinde aia, că stă în spatele lor de 2-3 ori mai altă ei. Uitați ce vă întreabă. De ce întreabă? Nu a spus pentru că a circulat... A traversat în mare sus. N-am trecut pe trece de tine. Tu am trecut puțin mai încolo să trec la iau de la farmacie niște pastile sau cu repede la spital. Haideți să... Am greșit, am zis. Domnul primar a spus să respecte legea. Asta au și făcut, doamnă. Da, și da, am luat amenzi da, și primar, m-am supărat, da, primar, da, dar da, am greșit. Primar, da, 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 primar. Mulțumim frumos pentru, primar. Pentru telefon. Să alege multă lume, o să-l mai aleagă pe domnul primar. Nu o să-l mai aleagă.
Mulțumim pentru telefon. Regia, vă rog frumos, intră telefoanele peste noi, să fiți puțin atenți, în sensul că se suprapun telefoanele și aș vrea să avem toți telespectatorii care încearcă să intre în direct. Eu zic că e foarte bine cum a procedat polițistul local, că a dat amendă și a făcut un bine. Pentru că se poate... Eu înțeleg supărarea doamnei până eu la nu urmă. Înțeleg. Se află într-o situație, dar asta e legea până la urmă. Nu, dar dumneavoastră ne place, greșit. Nu ne place. Faptul că a dat amendă, repet, i-a făcut un bine. Data viitoare trece pe locul marcat special pentru trecere pietoni. Dacă era una dintre victimele, multe victime care apar la televizor, la emisiunile de știri, că au fost accidentate de autovehicule trecând prin locurile permise. Haideți să trecem la mesajele telespectatorilor, pentru că sunt foarte, foarte multe și chiar aș vrea să le citesc pe toate. Iată primul mesaj pe care l-am citit și primarului. Ce se întâmplă cu polițiștii locali care nu au plecat la cursurile de specializare? Termenul final fiind 2016. Ați auzit? Afară. Nu e așa. Asta a spus domnul primar. Da, da, așa mi-a zis și mie la ședință, că legea, într-adevăr, spune că dacă nu urmează cursurile de specializare într-un anumit interval de timp, atunci le încetează raport de serviciu. Dar nu este așa. Pentru că nu este culpa polițistului local că cei din Consiliul Local nu au avut, nu le-a asigurat fonduri necesare perfecționării profesionale. Practic, în instanță, instituția nu se poate apăra prin a invoca propria culpă. Deci, cu siguranță, nu se va ajunge ca polițiștii locali să fie dați afară pe motivul că instituția nu i-a trimis la cursuri. Este adevărat că a avut inițiativă din partea Asociației Municipiilor din România să prelungească această perioadă în care urmează să facă cursurile. Este necesară și sunt convins că se va materializa, pentru că e o problemă la nivel național. De asemenea, nu-i vina polițistul local că Ministerul de Interne nu are capacitatea de a pregăti atâți polițiști locali. Sau că municipalitatea nu dispune școlarizarea. În funcție de ce criterii se trimit la școlarizare, domnule Mocanu, polițiștii? Păi scrie legea, clar, că cei care sunt la ordine publică cei și la rutier. Cei care lucrează în domeniul ordine publice și siguranță rutieră. Nu sunt toți școlarizați. În funcție de ce? Așa? Păi nu are o ordine, nici legea nu prevede. Mai avem un telefon. Probabil în funcție de necesitățile stricte ale instituției. Am înțeles. Mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara, la Florina și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara, scurt, vă rog, fiindcă avem... Da, o întrebare foarte directă și scurtă. Pentru domnul lider Mocanu. În cadrul poliției locale există un compartiment al siguranței circulației? Da. Există acest compartiment. În cursul unei zile, dimineața sau după amiaza, când oamenii vin de la piață, de la serviciu și la piață cu sacoșele în mână și ce două stații de autobuz nu putem să urcăm în mijlocul transport de autoturismele care parchează în stațiile de autobuz, ignorând indicatorul rutier de oprire interzisă. Știți cum stau lucrurile? Se poate face ceva în sensul... Se poate. Da, mulțumim pentru telefon. Vă rog să-i răspundeți, da, scurt, simplu, telespectatorul. Poliția locală de atât dispune de un singur echipaj de rutieră pe municipiu. Am înțeles. Unde Dar se aveți posibilitatea să comunicați colegilor de la rutieră? De la municipiu. De la municipiu? Da. Bun. Dar mai e ceva. Nu știu cum e la dumneavoastră, dar amenda nu rezolvă problema.
Oamenii văd în continuare mașinile acolo, în București, în multe, mai multe sectoare, se ridică autovehicule. Dacă nu se ridică, nu omul se mai ridică. Vede ce, că i-a dat amendă. Nu de fapt, nici măcar nu vede amenda. Și atunci problema a rămas nerezolvată. Ridicarea atunci crea... Bun. Iată, cineva spune, problemele din poliția locală Giurgiu se cunosc de mult. De ce Prolex intervine acum când problemele au devenit publice? Bună întrebare. Bună întrebare, dar nu e corectă. În sensul că, exact, de ce avem noi discuția acum? Pentru că discursul primarului ne-a surprins pe toți. Nemai făcând vreo astfel de sugestie, vreo astfel de apreciere, n-aveam de unde să știm care e problema și dacă este cu adevărat o problemă. Faptul că ne-a surprins, repet, fără să fie alte situații prealabile, nu o identificam ca problemă. De altfel, nici acum nu este o problemă la nivelul poliției locale. Avem, sau cel puțin așa sesizat, ca fiind o ar fi probleme punctuale la nivel de indivizi. Și aici, într-adevăr, mai este de lucru, dar, repet, e valabil în orice comunitate. Pe de altă parte, să nu uităm următorul aspect. Oamenii nu prea asociază cele două informații. Vorbim de oameni care au 700 de lei. 700 de lei, dar sunt folosiți la alte activități. Vă spun că noi comparăm, ziceți că comparăm cu drepturile polițiștilor din Poliția Națională. Nu, dar nici și, vorba. Dacă da, ne gândim la... Da, e diferență mare, mare de tot. Deci mare de tot. Din punct de vedere al motivării. Sunt oameni care aplică amenzi, care numai o amendă depășește salariul acestuia. Ori ai calitatea umană și comportamentul și pregătirea la atât cât îți permiți. Dacă tu te faci că plătești, nu că oamenii cu intenție greșesc sau nu se comportă așa cum trebuie, dar motivarea este un lucru foarte, foarte important că, pentru calitatea serviciilor prestate de poliția locală. Nu știu câți dintre oameni știau că polițiștii locale au această salarizare. Am spus acum că au salariu în mână. Da, între 700 și 900 de lei. Niște salarii foarte, foarte mici. Altcineva spune, o emisiune interesantă și plină de curaj, având în vedere ieșirea lui Don Primar la bilanțul acestor oropsiți. Felicitări, doamnă, că îi lăsați să-și spună oful. Mulțumesc, da, aici poate să-și spună oful oricine, v-am obișnuit cu formatul emisiunii și chiar încercăm să rezolvăm probleme, dacă nu, să informăm foarte corect. Felicitări pentru emisiune. Iată o categorie profesională care nu a avut oportunitatea să-și prezinte punctul de vedere până acum. Puneți cărțile pe masă în această seară. Credeți că s-au pus cărțile pe masă? O să aflăm de la telespectatorii noștri. Domnul primar să explice mai bine de ce nu a lăsat să plece mai mulți polițiști la școlarizare. Spune cineva, probabil chiar din rândurile polițiștilor. Păi, vă spun și care este argumentul, deși a spus la un moment dat, și unde a fost greșeala. M-am interesat, am încercat să rezolv eu problema de la București și m-am interesat la școlile din București. Pentru că în foarte multe localități, polițiștii locali sunt trimiși la școlile de cele mai apropiate de localitatea respectivă și sunt trimiși cu un autobuz al administrației publice locale, se duc la cursuri și apoi îi aduc acasă. Asta înseamnă că se reduce foarte mult costurile cu școlarizarea acestora. Dacă îi trimitem foarte departe, atunci trebuie să plătim și cheltuieli de cazare plus transportul. Dacă la nivel de București, bineînțeles, București aproape, se putea face naveta. M-am interesat la București, la școli și mi-au zis așa,
Păi totul a fost un aranjament între Ministerul Dezvoltării Regionale și Ministerul de Interne. Așa au convenit ei ca polițiștii de acolo să meargă acolo și au făcut repartizări. De ce n-ați fost invitați la negocieri? Nu mai vreau, întrebați-i pe ei de ce nu ne-au invitat. Bineînțeles că ar fi trebuit în primul rând consultați beneficiarii însemnând și reprezentanții angajaților, dar și primarii. Sigur, da? Că da. Pentru că domnul primar nu știa cine a făcut acest aranjament. Dar cu toate astea, atunci când ne întoarcem la ce am spus mai devreme, cu toate astea, atunci când creezi o structură, trebuie să o și da, susții. Dar chiar asta discutam, că dacă îi trimit la Câmpina, nu poate să trimite anul ăsta decât 6 polițiști, cu toate cheltuielile. Dacă ar fi să-i trimite la București, atunci, cred că ar putea fi școlarizați toți în aceeași fonduri alocate. Da. Mai avem un telespectator la telefon. Bună seara! Bună seara, dacă ne auziți. Da. Trecem mai departe. Dar nu știu dacă ar trebui să... Aș vrea... Să subliniem puțin ce înseamnă această școlarizare, că tot am vorbit de număr, procent și de ce nu s-au școlarizat. Practic, ei fac aceeași pregătire pe care o fac polițiștii din Poliția Națională. Cu aceleași cursuri, cu aceleași profesori, în aceleași instituții. Nu. Haideți ceea ce este foarte important. Nu sunt aceleași cursuri. Durata școlii de poliție este de 2 ani. Da. Cursul 3 luni. Este de 3 luni, în da. Care se învață ABC-ul polițistului. O secundă, adică... trebuie să fim corect, să spunem, dumneavoastră a spus un adevăr, dar e pe jumătate. Aproape cei mai mulți polițiști care sunt la ordine publică sunt angajați din sursă externă. Cei care au fost angajați din sursă externă, acum mai mulți ani, n-au făcut cursurile de 2 ani. Au făcut exact ceea ce fac și acum. Și vedem în stradă, nu există diferență între cei care au făcut 2 ani și s-au integrat. Dar practica, cred că a contat mai mult. Deci sunt foarte, foarte mulți polițiști angajați din sursă externă acum 7-8 ani și au urmat exact aceeași cursă. Ne întoarcem, vă rog, răspunsuri mai scurte pe mesaj, mai subcinte, pentru că avem multe mesaje pe care vreau să le citesc. Toată treaba pleacă de la domnul Ciobanu. Din cauza lui s-au întâmplat atâtea câți a angajat pe relația lui. Este un mesaj de la un telespectator. Nu avea vreun semnul întrebării. Felicitări pentru emisiune și da, domnul Cristi are mare dreptate. Polițiștii locali își riscă viața și nu sunt apreciați, ci denigrați. Domnul Cristi, mi-amintesc că a intervenit la începutul emisiunii. Da, apropo de asta, aș vrea să mai precizez un altul lucru. Era justificată și credibilă declarația, aprecierea primarului, dacă era însoțită și cu dovezi. Dovezile le vedeam în felul următor, că sunt prevăzute în lege. Ceea ce a enumerat ar constitui abateri. Abaterile sunt sancționate disciplinar. Câți polițiști, câte sesizări au fost din partea cetățenilor? Păi, la poliție. Mă gândesc că la întâlnirea dumneavoastră trebuia să le aibă așa pe birou și să spună, uitați pentru că ele, pentru deci, ce am unu, trebuie să fie sesizări concrete. Haideți, telefoane. A doua, cercetări disciplinare și sancțiuni. Avem așa ceva? Da, trebuia să lămuriți asta, mai avem un telefon după care mai avem de vizionat două materiale. Alo, bună seara! Bună seara! Scurt, vă rog! Curs sunt și eu și eu, asta caut și eu să fiu, că sunt și mai înțelegător. E vorba de poliția locală. Domnilor, și eu am fost și milițian, am fost și polițist, ca instituție nouă înființată ca asta, păi poliția locală ar trebui să se facă apreciată, să se facă simpatizată de cetățeni, pentru că trebuie și întotdeauna organele de, da? Sunt puse în slujba cetățeanului și puse de să respecte legislația, cetățeanul să respecte legislația.
Dar dacă ei sunt așa cum sunt puși de nu știu cine, fiecare cunoștințe, fiecare... Și se vede și din modul cum lucrează și cum își face datoria pe străzi. Păi datoria, nu părținitori. Nu veni la un cetățean care, de exemplu, între domnilor, trebuie să ai discernământ când ai o amendă. Trebuie să-ți gândești, nu ești robot. Robotizat ar fi înseamnă gata. Ne-a zis șeful, date amenzi cât mai multe, că... Eu știu treburile astea. Trebuie să avem discernământ în a da o amendă. Pentru că sunt oameni care nu-și permit, nu pentru cea mai mică încălcare. Eu sunt de acord, ai încălcat legea, trebuie să plătești. Dar sunt anumite... Știm toți și vă dați seama la ce mă refer. Parchez mașinii între două minute, să ții, eu știu, la o bancă, să n-ai unde să parchezi. Vedem locurile de parcare când stăm prin jurul, uitați-vă prin piață, parchez pe unde poți, pe unde nu știu ce. Nu știu altceva, mă uit la ei, parcă țin niște copii, niște... Nu copii, dar un fel de copii din ăștia oblandii care imediat aparatul de fotografie, ai pe el, gata. Amendă. E frumos, da. E bine. Aici, în primul rând, în poliție, eu nu știu dacă să mai pune aceleași valoare, pă, în primul rând, să faci prevenire, adică prevenirea la toate astea. Nu să știm ca ciobanii, cum se zicea odată, toate. Domnule, hai să fim pregătiți și oamenii ăștia, cine este șef acolo, am înțeles că a fost și a făcut și reclamații, bine, am fost amendat, tot pentru o tâmpenie de asta, adică minusculă, care... Păi legea, dacă este să o încarci la fiecare pas, să o încarci pe ei înscriși la fiecare. Deci da. Eu eram amendat, iar lângă mine erau două mașini parcate pentru că aveau unii niște figuri din astea mai... Pe mine, uitându-mă la mine și la soția mea, că niște oameni în toată firea și educație, ce zice, lasă-mă că ăștia dă banii, da, amenda, nu. Mulțumim, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, mulțumim, da. Bizar că vine tocmai din partea unui fost polițist. Vorbește în calitate de conducător auto. Doamna care a intervenit înaintea dumnealui, în calitate de pieton. A zis contradicția? Da. Eu, pe de-o parte, că ce caută mașinile? Da, în, sunt subiectivi, clar. Nu se poate. Deci, acum, domnul, două minute a fost să blochezi circulația. A făcut apel la cineva spune toleranță, că... De ce? Da. Nu, toleranță, dar ceilalți spune că tocmai că nu sunt fermi, iar domnule Lincu, avem declarația din conferința de presă a primarului din ziua imediat următoare, după bilanțul de la Ateneu, dacă avem materialul. Haideți să discutăm probleme. Poliția locală nu e o problemă de mare interes. Așa. Am avut ce am avut de spus. Am înțeles că s-au supărat cei de la sindicat și au sunat tăticilor mai de sus ca să vadă că i-am urecheat în direct și în reluare. Și vezi, Doamne, n-aveam dreptul acesta? Nicio problemă. Eu am spus-o chiar în avantajul lor. Pentru că au fost forțați de către personalul, cei pe care îi reprezintă, să meargă să negocieze la sânge cu primăria și să nu vină decât cu așa. I-am zis că negociez orice în limita legii. Dacă legea spune așa, îmi permite lucrul acesta, ok. Dacă nu îmi permite, dar să mai vadă și bârna din ochii lor. Să mai vadă și ei problemele lor. Și să-și vadă și... Că o să fac odată un... Ce am spus și la bilanț. O să fac odată un sondaj. Să vedeți că sunt între ultimii. Ca și încredere, ca și percepție, ca și... Eu știu... Cei care își îndeplinesc sarcinile de serviciu. N-au făcut trecerea, foarte mulți de acolo n-au făcut trecerea de la gardianul public la polițistul local. E o diferență mare, mare. Cum comentați declarația șefului? Care din ele? Cea din final. Nu, 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 asta o știu eu. Asta o știu eu, i-am spus-o, acolo s-a tot acoperit. Domnul general Ciobanu a spus altceva, a spus, domnul primar, bazați-vă pe noi, vom face tot ce trebuie, vom face, ce n-am fost de acord și nu o să fiu niciodată, care nu face, îl dăm afară. Asta cu datul afară mă chinuie în primărie de vreo 2 ani jumate, să-i dau pe cei care nu sunt, dar statutul funcționarului public nu-i permite să
nu permite, pot să vorbești așa, nu permite să-l dai afară pe un om decât în urma unei temeinice, justificări, a unei, eu știu, verificări, comisii de disciplină. Ne-am întors în direct după declarația de a doua zi. Cum comentați? Funcția de primar e o funcție importantă și persoana care o ocupă trebuie să vorbească la modul serios, responsabil și... I s-a părut o miștocăreală așa? Păi, noi suntem tătici, noi suntem colegi cu cei din Giurgiu. V-au certat și în direct și în reluare? V-au mai certat după aceea? Eu înțeleg atitudinea aceasta, că nu e singulară, din păcate, am mai întâlnit-o și la alți șefi, se plâng că nu poate să dea afară oameni, chiar nu o înțeleg, de-aia se plâng că n-au probe. Păi dar tocmai stabilitatea în funcția publică este recunoscută, garantată de lege. Acum, să acuzi sau să dai afară doar pe prezumții sau eu știu, de ce n-aș interpreta că îl dau afară ca să pun o pilă de-a mea, de exemplu. Pentru că cel care era înainte era pila altuia. Nu, atunci când greșește cineva, există toate pârghile legale pentru a fi sancționat. Și a dat afară e caz. Se marșează mult pe chestia asta. Cutare îl cunoaște pe Cutare, e omul lui Cutare. Eu nu înțeleg ce relevanță are sub aspect juridic. Nu știu de ce se prevalează de chestia asta, pentru că suntem un orășel mic, ne cunoaștem toată lumea cu toată lumea și prin cine știe ce conexiuni pot să fiu și eu omul nu știu cui. Aiurea, este clar că ne cunoaștem între noi, da? Și atunci pot fi reclamate niște chestii tendențioase, adică pot fi tendențioase multe reclamații. Haideți să vedem o scrisoare anonimă a unui angajat al poliției locale, care s-a temut să-și decline identitatea, care a apărut în presa locală. Dacă avem materialul cu scrisoarea. Doresc ca vă aduce la cunoștință mai multe nereguli ce se întâmplă la Poliția Locală a municipiului Giurgiu. Acest lucru s-a întâmplat de când a preluat conducerea orașului primarul Nicolae Barbu. Acesta nu numai că subminează autoritatea agenților din cadrul Poliției Locale Giurgiu, ci mai mult de atât ne umilește de fiecare dată când are ocazia. Oare așa trebuie să funcționeze o poliție locală? Chiar dacă ne subordonăm primarului, nu cred că acesta trebuie să cânte și noi să dansăm. Țin să menționez că lucrez în sistem de mult timp, am trecut prin gardienii publici, după aceea poliția comunitară, iar în prezent poliția locală. Sunt o persoană care a văzut multe lucruri și care știe multe din cele întâmplate de-a lungul anilor, dar nu în halul în care actualul primar, care s-a instalat formidabil de bine în scaun, dorește prin orice mijloace legale sau nelegale să distrugă poliția locală sub orice formă. Actualul director, Lazar Ciobanu, este legat de mâini și de picioare și încolțit din toate părțile. Acesta s-a zbătut pentru o schimbare a poliției locale. A făcut tot posibilul ca și agenții contractuali să poată da sancțiuni, dar această minune nu a durat decât câteva luni, deoarece adjunctul dădea imediat raporturi primarului despre tot ce se întâmpla în instituție și au fost retrase deoarece primeau amenzi cei suspuși cu primarul. Rog, faceți public acest mesaj, nu îmi pot da numele real, deoarece îmi voi face probleme, dar am trimis acest mesaj și la Antena 3, cât și la Parlament. Da, aceasta este... Nu are dreptate pe aspectul acordării, aplicării amenzilor de către cei persoane. Eu spun pe lege. Și, da. Da. Vă spun și eu în legătură cei care, cu subiectul ăsta. Pentru care nu sunt funcționari publici. Da. Cei care nu sunt funcționari publici, potrivit legii, nu au atribuții, competențe de a aplica sancțiuni contravenționale. Iar faptul că s-a reglementat aspectul ăsta, dincolo că erau contestabile, și, bineînțeles, se duceau la anularea proceselor urmare de contravenție întocmite de aceștia și avem mai multe exemple în acest sens, chiar ei puteau fi trași la răspundere pentru că acordau amenzi deși nu aveau această competență. Mai departe, aprecierile la adresa primarului n-am cum să le comentez, eu am zis doar pe partea... Am vrut doar să... vedeți că a deci circulat nu pot această da, cei care sunt scrisoare deschisă, dacă vreți. N-au competență. Da.
Pe de altă parte știu că există dorința primarilor de a avea această componentă cât mai puternică numită poliția locală. Mulți dintre ei vor ce să... Ce înseamnă puternică? Puternică în sensul că să poată dispune, aproape cum vor dumnealor, de poliția locală. Spuneați, de fapt toată lumea spunea că sună unul altul. Păi eu cred că multora le convine să fie sunați, mă refer la primari. Pentru că cu ocazia asta devin mai importanți decât sunt, pot să... iartă-l, pe la amendează-l, deci poate fi periculoasă folosirea poliției locale după cum vrea primarul. Nu, da. Trebuie folosită în limita legii și... Vă rog, da, cum stăm cu procesul? E un subiect care aș putea să... Agenții de securitate, într-adevăr, primiseră procese verbale. Eu am discutat în mai multe rânduri cu conducerea instituției. Nu este legal, nu este legal. Până într-o zi când am făcut o adresă scrisă, o am la birou, prin care, în conformitate cu prevederile legale, nu au dreptul ca atare, exact cum a spus și domnul președinte, dânsii erau primii care cădeau în abatere, să zic așa. Astăzi de dimineață am depus adresa și la ora 10 au fost sunați agenții să aducă procesele verbale să le predea. Da, nu-i califica nimic să aplice aceste măsuri, da, în speță amenziile contravenționale. Da, citim mai departe mesajele, am depășit spațiul emisiunii, încercăm să mai citim câteva mesaje. Directorul Ciobanu să nu mai dea ordine agenților ca aceștia să aplice cât mai multe sancțiuni și să-și vadă de atribuțiile lui de manager. De obicei, un avocat apără un inculpat. Văd apărătorii. Unde e Lazar Ciobanu? Da, nici la dreptul la replică, poate, sau nu știu, după bilanț, nu a ieșit la declarații, ci purtătorul de cuvânt a citit acolo o foaie cu punctul de vedere al conducerii. De unde știe domn primar de activitatea poliției locale? Că el e mai mult prin concedii pe afară. Că așa schimbați imaginea poliției locale. Trebuie schimbați domnul Ciobanu. A dat o imagine proastă. Agenții poliției locale nu sunt de vină. Capul răutăților este domnul Lazar Ciobanu, care face numai abuzuri. Dar piloșii au curaj din nou să dea examen pe bune? Ce se întâmplă cu paza locală, cu cimitirele? Vă rugăm. Care-i treaba? Sunt obiectivele să ce paza publică e să nu aparțin de poliția locală. Da, păi întreabă, cu paza locală la cimitire. Nu, este paza publică. Da, mai bine să creeze locuri de muncă, domnul primar, decât să dea lecții de conduită. A mințit destul. Ce atâta, nu se știe că peste tot trebuie șpagă? Ne-am săturat. Primarul a mințit destul. Nu citesc mesajul până la capăt, nu citesc cuvintele și mesajele tendențioase. De ce nu trimiteți la București pentru specializare? Întrucât costurile sunt mici de tot, pentru că nu se vrea sau nu se știe oare. Conform legii 155/2010, articolul 10, litera A și litera I, polițiștii locali au dreptul să facă semnale regulamentare de oprire pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege. Discutabil aici, din punctul meu de vedere. Are primăria Giurgiu un salariat la ora aceasta care poate fi anunțat că nu funcționează iluminatul public sau că o haită de câini atacă pe cineva sau că datorită condițiilor meteo a căzut un copac? Pe cine găsim acum la primărie pentru problemele cetățenilor? Sau acolo sunt numai școlarizați? Concedii plăcute, domn primar. Înțelegem că primarul e supărat pe poliția locală că îi face publicitate negativă. Așa reiese din discursul său. Singur își face, nu are nevoie de ei. Ce manager este cel care înainte te lăuda, iar după discursul domnul primar se răzgândește și este de acord cu domnul primar.
N-am înțeles foarte bine. Și dacă era așa el ca manager, nu trebuia să denigreze oamenii care îi ține scaunul. Oamenii care îi ține scaunul nu trebuie denigrați. Da, nu știu dacă oamenii țin scaunul, dar da, mai sunt mesaje, da, cineva spune: am avut un coleg care a murit după ture interminabile făcute în căldură de 45 de grade Celsius. A făcut comoție. Dumnezeu să-l odihnească. Despre asta nu se vorbește. Într-adevăr, așa este. Știu. Spuneți cazul. Era acum 2 ani. Știu și eu. De zilele municipiului. Giurgiu, da. Da, în exercițiul funcțiunii, în centrul orașului s-a stins. Rău. Da, era într-adevăr caniculă, era de mult timp în serviciu. Era undeva în aprilie, de zilele municipiului, s-a făcut rău, a căzut. A făcut în aprilie? Da. A fost? Da, era de zilele municipiului, Giurgiu. Da, da, da. Acum 2 ani de zile. Sau chiar 3 face acum, nu mai... Așa. I s-a făcut, a avut comoție cerebrală, a fost internat la București, a stat o lună de zile și... Din păcate, de ce da? Da. N-am citit chiar toate mesajele pentru că nu mai avem timp. Doar atât vreau să mai precizez. Precizați domnul, și transmiteți. Domnul primar a spus că ar fi oportun un sondaj de opinie care să... Realizat de cine? De primărie, probabil. Sau știu, nu știu, prin cine. Nu s-a exprimat. Eu aș sugera următorul lucru. Ca în același sondaj să pună în paralel și opinia oamenilor față de dumnealui. Și atunci să vedem care opinie sau care instituție stă mai bine în sondajul în oamenilor. Poliția locală sau primarul. Atunci mi s-ar părea un act de fair play. Și nu fiți atât după de ce, sigur. După ce, dacă ar ieși diferențe mari, atunci da, probabil că va realiza acest sondaj. Domnul primar se pricepe mai bine ca oricine la sondaje și cu siguranță va realiza acest sondaj. Am mai făcut un sondaj hotărător și eu zic să nu vă aplecați asupra unui sondaj decât realizat de un... de cineva foarte abilitat și care să știe să chestioneze, da? un cetățean. Ce le transmiteți celor pe care îi reprezentați, domnule Vasile Lincu? Să aibă încredere în forța organizației sindicale, pentru că sindicatul se bazează în apărarea acestora 100% pe lege. Iar acuzațiile trebuie probate, în lipsa lor sunt mai degrabă niște declarații politice sau electorale. Ori dumneavoastră sunteți în mijlocul cetățenilor, este adevărat că întotdeauna există loc de mai bine în ceea ce privește comunicarea cu cetățenii. Cetățenii sunt cu adevărat cei care vă evaluează. Opiniile acestora sunt mai importante decât bilanțurile și opiniile chiar și a conducătorilor profesionali. În încheiere, domnule lider de sindicat de la Giurgiu. Același lucru aș vrea să-l transmit și eu membrilor de sindicat. Cum mă știu de un an de zile ce eforturi am depus pentru activitate. Sunteți plătit pentru ceea ce faceți? Nu. Niciun lider de sindicat nu-i plătit. Nu. Să aibă încredere în mine, toate problemele care mi le vor aduce la cunoștință, le voi duce mai departe către conducerea de la București. Sper să le rezolvăm și sincer să fiu, mă determină ultima atmosferă, deci atmosfera din ultima săptămână, sincer mă determină să lucrez cu atât mai multă ambiție și dăruință pentru acest sindicat. Da, să știți că noi avem o preocupare pentru îmbunătățirea
cunoștințelor juridice, drepturile pe care le au polițiștii. Avem o publicație a noastră, practic este singura organizație de sindicat care avem propria publicație, se distribuie drepturile polițiștilor. Da? Da. Avem rubrici permanente pentru poliția locală, le prezentăm noutăți legislative, interpretările, practică judecătorească și mai ales învățăm cum să fie mai eficienți în apărarea drepturilor profesionale. Ea se distribuie gratuit în 12.000 de exemplare. Ce fac oamenii care nu au fost școlarizați? Să stea liniștiți, pentru că nu se pune problema categoric să fie îndepărtați din instituție, pentru că... Păi, ați auzit ce a spus primarul la da, telefon? Da, da, am înțeles. Ce a spus... Chiar nu vreau să-i amăgiți. Nu vreau să-i amăgesc. Nu vreau să amăgesc, pentru că eu am practica instanțelor. În instanță noi am fi împotriva primarului, de exemplu, da? Mă rog, nu e primarul, instituția primarului. Cine ia această măsură? Da. Și nici măcar instituția primarului nu e, pentru că vorbim de o poliție locală care are persoană juridică, noi vorbim cu poliția locală. Acum, noi ne judecăm cu poliția locală, dar poliția locală deja ne-a făcut dovada că a făcut demersuri și nu-i culpa poliției locale, ci a primăriei. Ori e un principiu de drept. Nu poți să te folosești, să invoci propria ta culpă în câștigarea procesului. Practic, faptul că nu au avut fondurile necesare nu justifică îndepărtarea oamenilor. Cu siguranță nu se pune problema ca ei să fie îndepărtați. Pe de altă parte, sunt convins că se va prelungi această durată de școlarizare. Așa s-a întâmplat și în Poliția Națională, le-a dat un termen să termine facultatea cei care erau ofițeri sau bacalaureatul, să-l dea cei care erau agenți de poliție și la modificarea legislației s-a cerut să aibă bacalaureatul luat. Și s-a prelungit acel termen pentru aceștia, tocmai a le da această șansă. Da, poate s-au mai liniștit cu ocazia emisiunii din această seară. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în platou. Și noi vă mulțumim că apreciați cu adevărat rolul poliției locale. Nu-i vedeți ca oameni care vin să sancționeze ca și cum sunt plătiți pentru asta. Să știți prevenția, că dacă exact sesizăm aspecte care contravin legii, nu ezităm să le arătăm. Da, da, cu precizarea asta. Că așa se întâmplă cu în cazul respectiv. Sigur, nu înseamnă că, da, că nu generalizăm. Nu menajăm pe nimeni. Încercăm, adică manifestăm echidistanță în orice subiect pe care îl tratăm. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost în emisiune, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost ediția din această seară. Sper că se vor lămuri situațiile acolo la poliția. La poliția locală, noi vom fi cu ochii pe ce se întâmplă acolo, vom fi ținuți la curent, iată, de către liderul de sindicat de la Giurgiu, vă vom ține și pe dumneavoastră la curent, să sperăm că n-o să se ajungă la dat afară, așa cum tremură fiecare pentru pâinea lui. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și în această seară până la această oră, în număr atât de mare. Noi ne revedem joi, la E Timpul să vorbim. Până atunci, numai bine și rămâneți cu TV Giurgiu.